Cum vi se pare că decurge campania de vaccinare? Ieri am vaccinat, am ajuns la 2 milioane de români vaccinați. Înțeleg de la Ministerul Sănătății că ne propunem ca până în toamnă să avem chiar 12 milioane de vaccinați. Credeți că e posibil să ajungem la această cifră? Probabil că tehnic este posibil. Problema este că această neîncredere pe care o generează deciziile contradictorii neclare ale guvernului duce și la o neîncredere în vaccin. Oricum, chiar dacă întreb oamenii care se vaccinează sau care nu se vaccinează la ce folosește vaccinul, nimeni nu poate să spună exact. Nimeni nu-ți garantează că nu mai iei COVID. Sunt și oameni care au chiar reacții adverse după acest vaccin. Nimeni nu-ți garantează că nu mai dai la altcineva COVID după ce faci vaccinul, ești în continuare obligat să porți mască. Adică măsurile care se impun și lucrurile care ți se spun după vaccin te fac să nu ai încredere că ești cumva salvat sau imun la acest medicii virus. Medicii spun că într-adevăr faci o formă de COVID, dar că nu foarte gravă E o formă indusă. Iarăși nu se știe exact cât va dura imunitatea la COVID sau proiecția unui COVID ușor. De fapt, nu se spune nu că nu mai iei și că faci un COVID într-o formă ușoară. Deci lucrurile sunt neclare, dublate de neclaritatea măsurilor, duce ca unii oameni să nu aibă încredere în acest vaccin și unii dintre ei nici să nu-l facă. Dumneavoastră vă vaccinați? Eu o să mă vaccinez. Deocamdată, în urma COVID-ului pe care l-am avut, am un număr destul de mare de anticorpi. Doctorii mi-au spus de 11 ori mai mare decât este nevoie și nu este cazul să fac vaccinul acum. Am spus că e mai bine las vaccinul să meargă la cineva care are mai multe nevoie, o persoană mai în vârstă sau cu o comorbiditate și eu să-l fac atunci când o să am nevoie efectiv. Dar recomandați vaccinarea? Din datele pe care le am publice, recomand vaccinarea, bineînțeles. Dar ați văzut și discuțiile pe diverse tipuri de vaccinuri, diverse branduri de vaccinuri sunt contradictorii. Nu vreau să spun acum un brand de vaccin sau altul, că suntem într-o emisiune publică, dar probabil că este suprapus și un război comercial între diversi producători. Sunt teorii, vaccinul rusesc, chinezesc, englezesc, american. Deci spuneți că oarecum ar putea aceste reacții adverse care apar în cazul unui vaccin, de exemplu, ar putea fi, nu știu, un fake news sau o conspirație? Hai să ne uităm la cel din Anglia. În Anglia nu s-a raportat niciun fel de, sau foarte puține cazuri de probleme post-vaccin. În Europa, ori 10. Oare să aibă o legătură și cu Brexit-ul? Cu siguranță are o legătură. Adică, din păcate, aceste lucruri, acest bruiaj generat de războiul comercial, aduce încă mai multă incertitudine oamenilor, care sunt speriați, sunt bombardați de un an de zile cu tot felul de informații, ele încep să se schimbe informațiile, m-am spus, prima dată se lua foarte ușor, acum nu se ia chiar așa de ușor, prima dată era foarte grav, acum nu mai atât de grav, vaccinul dura 2 ani, acum s-a făcut în 6 luni. Sunt foarte, foarte multe lucruri și cred că o să vor scrie cărți, lucrări, tratate după această pandemie și despre modul de comunicare.